O să vă povestesc o întâmplare și apoi am pentru dumneavoastră o întrebare. Pregătiți-vă pentru întrebare, pentru că întâmplarea o știți. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți demoni. De multă vreme nu se îmbrăca în haină, nu și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Era păzit, legat cu cătușe la mâini, cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit prin pustii. Așa spune Luca. În Matei spunea că nimeni nu îndrăznea să treacă pe drumul acela. Domnul Iisus Hristos l-a văzut și pentru că a poruncit demonilor să iasă din el, a avut loc o convulsiune în viața omului aceluia când o altfel de voce s-a auzit, nu era vocea lui. Lucrul ăsta se întâmplă deseori în fenomenele pe care noi astăzi le numim psihiatrice sau în psihiatrie. Multiple personalități și așa mai departe. Nu vreau să spun că orice om cu multiplă personalitate are ceva de a face cu demonismul, dar vreau să spun că ceea ce atunci a fost diagnosticat cu demonism, astăzi ar putea să fie diagnosticat printr-un fenomen psihiatric. Există un dialog între Domnul Iisus Hristos și vocea aceea necunoscută. I se spune că locuiesc mai mulți într-o singură persoană, deci mai multe personalități. Se spune că chiar era o legiune acolo. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos a poruncit demonilor să iasă, vă aduceți aminte, demonii au ieșit și au intrat într-o turmă de porci. Porcii respectivi au intrat într-o panică inexplicabilă și s-au aruncat de pe vârful muntelui jos în mare. Au murit toți. O pierdere imensă pentru gadareni. În final, oamenii au ieșit din cetatea lor să vadă cele întâmplate. Evident, unii s-au dus la porci, alții s-au dus la Iisus Hristos. Foarte interesant. Unde te duci să vezi ce s-a întâmplat? Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat în toate mințile. Și spuneți-mi care a fost efectul. Foarte interesant, textul spune că i-a apucat frica. În mod normal ar trebui să te apuce liniștea, să fii pe deplin încrezător că situația a intrat în normal. În sfârșit s-a mai rezolvat o problemă. Omul care până acum era o spaimă pentru toată zona, în sfârșit este în mințile lui, este îmbrăcat, stă liniștit, s-a mai rezolvat ceva. De unde fuga aceasta în panică? De unde? Versetul următor, sunt în Luca 8:37, tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucase o mare frică. Și Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră demonii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Și acum vă rog să vă gândiți la aceste două aspecte. Unii îl roagă pe Iisus Hristos să plece, demonizatul îl roagă să rămână. Vreau să vă întreb, diferența asta de atitudine e legată de credință sau nu? Cu alte cuvinte, faptul că cei din Genezare, din cetate, îi spunea Domnul Iisus Hristos să plece de la ei, se datorează faptului că n-aveau credință?
Aveau credință sau nu aveau? Aveau. Faptul că fostul demonizat îi se adresează Domnului Iisus Hristos, vreau să rămân cu tine, sau rămâi tu cu mine, se datorează credinței? Avea credință? După dumneavoastră, și unul și ceilalți aveau credință. Ce le lipsea? Care-i diferența? Ce avea unii, ce n-avea ceilalți? Unde apare diferența? Experiența lui, mulțumesc. Interesul fiecăruia, mulțumesc. Și a mai fost o vorbă. Dragii mei, nu știu de ce, nu scrie, dar dacă mă pun în locul fostului demonizat, eu cred că omul acesta s-a legat instantaneu de Domnul Iisus Hristos. Prin prietenie, prin dragoste, acolo a fost ceva. Omul ăsta s-a legat de Domnul Iisus Hristos nu ca de o forță și ca de o putere. El s-a legat de Domnul Iisus Hristos ca de un prieten și ca de cineva pe care îl iubea, pentru că spune aici, îl ruga să-i dea voie. E altceva, e o rugăciune, e o cerere de permis, permisiune și așa mai departe. Lucruri care vorbesc de o legătură specială. Interesant este că cei din Gadara au crezut, dar rezultatul relației lor cu Iisus Hristos a fost... Poftiți? Care a fost? Ce spune textul? Haideți că... Le-a fost frică. Gadarenilor le-a fost frică. Vindecatului i-a fost drag. Amândoi aveau credință. Contează foarte mult dacă iubești sau nu. La un moment dat, ucenicii spun Domnului Iisus Hristos, Doamne, mărește-ne credința. Cum credeți că se poate mări credința? Câte minuni ar fi trebuit să facă Domnul Iisus Hristos în Gadara ca să mărească credința gadarenilor? Câte minuni? Câte turme de porci ar fi trebuit să arunce în mare ca să le crească credința? Și dacă le-ar fi crescut credința, nu cumva le-ar fi crescut și teama? Nu? Cu cât minunea e mai mare, e ca și cum te atingi de un foc, ca și cum te apropii de o forță necunoscută, se mărește teama. Ce trebuie să faci să crească credința în tine? Rezultatul la care mă conduce această realitate este că trebuie să îl iubești pe Iisus. Să realizezi o legătură între tine și El. Pentru ca credința să crească sănătos. Altfel, credința va fi denaturată spre teamă, spre frică, spre misticism. Dacă vrei să crească bine, iubește-L pe Iisus Hristos. Pentru că credința în ceea ce privește Scriptura înseamnă încredere. Și încrederea nu poate să aibă loc decât în cineva pe care îl prețuiești. În seara asta, iubiți-L pe Iisus. Această dragoste va da o nuanță specială credinței. Și din credincioși, așa cum suntem cunoscuți, vom ajunge să fim cunoscuți ca fiind cei care îl iubesc pe Iisus Hristos. Domnul să ne ajute. Amin.